Nebuloasele sunt maternități de stele ce sunt alcătuite în principal din nori de gaze de oxigen și azot. În interiorul lor pot exista stele tinere, abia formate, și stele ce încă nu s-au format în totalitate. Există de asemenea nebuloasele rămase în urma exploziilor de supernove. Ele se numesc nebuloase planetare. Nebuloasele se împart după compoziție, felul în care emit, felul în care reflectă lumină sau după modul de creare. Acestea pot fi nebuloase de reflecție, nebuloase de emisie, nebuloase întunecate și nebuloase planetare. Praful interstelar și gazul din care sunt formate aceste nebuloase nu emite lumină proprie. El doar reflectă lumina stelei sau a stelelor învecinate. Sub un cer foarte clar și cu ajutorul unor telescoape de mărime medie se pot vedea asemenea nebuloase în clusterul Pleiadelor, cunoscut de asemenea sub numele de cloșca cu pui sau cele șapte surori. Pentru a detecta însă nuanța albăstrie a acestei nebuloase din Pleiade, trebuie avut în vedere accesul la telescoape mai mari, echipate cu oglinzi de calitate. Multe din nebuloasele de reflecție se găsesc pe cer alături de nebuloasele de emisie. Un exemplu elegant de nebuloase de emisie este nebuloasa Rosetta din Monoceros. Această nebuloasă înconjoară un cluster tânăr de stele și emite propria lumină datorită prezenței radiației ultraviolete provenită de la stelele din cluster. Această radiație, deși invizibilă ochiului, este destul de puternică pentru a excita atomii din praful interstelar, pentru ca acesta să sară pe diferite nivele energetice și să emită propria lor radiație ce poate fi văzută în spectrul de lumină al nebuloasei. Nebuloasele de emisie pot fi întâlnite oriunde pe cer, cea mai frumoasă fiind nebuloasa Orion. În termeni astronomici, aceste nebuloase sunt numite și regiuni H2, datorită ionizării atomilor de hidrogen. Unele dintre cele mai grele, dar și mai frumoase obiecte de observat noaptea, sunt nebuloasele întunecate. Una dintre cele mai frumoase este nebuloasa Capului de Cal, găsită de asemenea în Orion. Ele sunt dificil de observat, deoarece fundalul este cu puțin mai slab luminos decât norii interstelari ce blochează lumina. Nebuloasele întunecate sunt nori de gaz interstelar, ce absorb o parte din lumină ce provine din spatele lor. Lumina absorbită încălzește particulele și acestea emit o parte din energie absorbită sub formă de lumină infraroșie. O parte a luminii fundalului este împrăștiată în mediul interstelar înconjurător, reducând astfel contrastul dintre fundal și obiect. Nebuloasele planetare se formează atunci când stelele bătrâne, similare în mărime cu Soarele, și-au consumat aproape tot hidrogenul. Cea mai mare parte a hidrogenului a fost convertită în heliu și steaua începe să se expandeze spre un gigant roșu. Steaua începe să arunce în spațiu la viteze mici și la diferite intervale de timp gaze. Pe măsură ce steaua evoluează, miezul ei devine o pitică albă. Temperatura mare a radiației cauzează strălucirea gazului ionizat. În ciuda numelui lor, ele nu au nimic în comun cu planetele. Evenimentul violent și catastrofic ce duce la explozia unei stele într-o supernova va duce la o iluminare a galaxiei mult mai puternică decât cea dată de galaxie pe ansamblu. Stelele din alte galaxii au avut o luminozitate de peste 1 miliard de ori mai mare ca Soarelui. Un exemplu din istoria lumii este cel din anul 1054 după Hristos, când o supernova cunoscută sub numele de M1 din constelația Taurului a explodat, luminând chiar și cerul zilei timp de câteva săptămâni. Se crede că cele mai violente supernove sunt produse de stele ce au ca și companion o pitică albă. Când masa piticii albe trece peste o anumită limită, ea începe să ardă rapid carbon și explodează, eliminând în spațiu echivalentul la o masă solară, ceea ce înseamnă masa totală a Soarelui.